Cufundându-se în melodia liniștitoare, Lumii găsea fericirea dansând. Totuși, acea senzație dispăru rapid. Lumii, cum îndrăznești să dansezi? Mamă, îmi pare rău, dar aceasta este singura mea pasiune. Dacă nu ai învățat încă să asculți, pregătește-te să înfrunți pedeapsa. Ce s-a întâmplat? Hai să aflăm împreună cu OA Fairy Tales. În tărâmul magic al luminilor de foc, puterea focului era considerată o parte indispensabilă a vieții de zi cu zi. Era un simbol al puterii și mândriei tribului luminilor de foc. Abilitatea de a crea foc făcea viața mai ușoară pentru oamenii din tribul luminilor de foc. Totuși, pentru Lumii, această putere era o povară, deoarece nu putea controla abilitățile sale. Când Lumii avea emoții negative sau se confrunta cu temperaturi scăzute, focul din corpul ei izbucnea, cauzând probleme celor din jur. Ea era fiica lui Sally, care deținea cea mai mare brutărie din orașul luminilor de foc. Lumii, ești bine? Sunt bine, mamă, m-am obișnuit. Ca și mama ei, Lumii era frumoasă, independentă, foarte puternică și nu ezita niciodată să se exprime. Când era tânără, mama lui Lumii a avut un accident care i-a lăsat picioarele paralizate. Din această cauză, Sally era mereu îngrijorată de puterea focului a lui Lumii. Lumii, trebuie să înveți cu sârguință să-ți controlezi mai bine abilitățile de foc. Da, mamă! În acea zi, Lumii și-a însoțit mama în orașul vecin al tribului Gheții pentru a cumpăra mărfuri. Fiind prima dată când părăsea orașul ei de foc. Trebuie să te controlezi și să nu cauți probleme. Fii liniștită, mamă! Când trăsura lor s-a oprit în fața unei academii, Valerian Frost, care învăța dansul pe gheață, sunetele muzicii răsunau din interiorul academiei, atrăgând atenția lui Lami, care îi vedea pe dansator dansând pe gheață. În mintea lui Lami, flăcările admirației s-au aprins, admirând mișcările grațioase ale fiecărui dansator. Lami, hai să ne întoarcem! Mamă, astăzi am văzut dansator pe gheață! Foarte impresionant, mamă! Aș vrea să pot dansa ca ei! Încetează cu gândul acesta imediat! Îți interzic strict să visezi la asta! De ce, mamă? Lumii încerca să întrebe, dar mama ei rămase tăcută, lăsând-o fără cuvinte. Înapoi acasă, cu personalitatea ei puternică, Lumii a continuat să viseze și a început să danseze, reamintindu-și amintirile, fiind surprinsă din nou de mama ei. De data aceasta, atitudinea mamei ei a fost mult mai dură decât înainte. Lumii, te-am avertizat deja, cum îndrăznești să dansezi? Mamă, îmi pare foarte rău, dar mă gândesc într-una la dansatorii de la acea academie. Dacă vrei să dansezi pe gheață, va trebui să stai în contact constant cu gheața pentru mult timp, iar gheața și focul se contrazic. În plus, nu ți-ai stăpânit încă abilitățile de a crea foc? Îmi subestimezi abilitățile, mamă? Nu te voi lăsa niciodată să dansezi. Încetează imediat să te mai gândești la asta. După ce a auzit asta, Lumii a vrut să-și urmeze mama și să o convingă, dar pe măsură ce se apropia, un zid de foc a izbucnit brusc, arzând puternic. Dacă vei continua să dansezi, te voi ține prizonieră aici pentru totdeauna. Într-o zi, în timp ce făcea curățenie, Lumii a descoperit accidental o pereche de pantofi de dans pe gheață în camera mamei sale. Deși era curioasă, nu a întrebat-o pe mama sa despre ei din cauza războiului lor rece. În schimb, o idee îndrăzneață i-a apărut. În fiecare zi, lua pantofii în secret și practica dansul pe gheață pe ascuns. Totuși, incapacitatea ei de a-și controla puterea focului a făcut ca rochea ei să ia foc de multe ori, din fericire fără să se rănească. Lumii, de ce este rochea ta arsă așa? A fost un șoarece care a trecut, m-am speriat și am creat foc. Nu-ți face griji, mamă, sunt bine, am rezolvat problema. Lumii a încercat să ascundă adevărul. Din fericire, mama ei nu a aflat, crezând că a ascultat-o.
Pe măsură ce timpul trecea, cu antrenamente proprii, abilitățile lui Lumi păreau să înghețe, incapabile să se dezvolte mai departe. Acest lucru o făcea să se simtă blocată. În plus, a cauzat multe dezastre pentru ea. Poate că trebuie să merg în orașul Gheții pentru a studia la prestigioasa Academie Valerian Frost. Știind că dacă i-ar cere mamei, ar fi cu siguranță împiedicată, într-o noapte Lumi a plecat în secret de acasă, purtând ambiția de a-și urma visul. Singură, fata de 17 ani a mers în marele oraș, orașul magnific de gheață care o încânta. Dar, în mod neașteptat, în timp ce căuta intrarea în academie, s-a ciocnit accidental și a ars rochea scumpă a unei contese numite Tegan, care era o femeie puternică și arogantă și care mereu îi privea de sus pe ceilalți. Ce faci, persoană josnică? Repede, compensează-mă! Îmi pare rău, nu am vrut să fac asta, nu am mulți bani la mine. Atunci va trebui să fii servitoarea mea până îți plătești datoria. Când a ajuns la casa lui Tegan, Lumi a fost surprinsă de splendoarea acesteia. Tegan avea și o fică, pe nume Anna, care moștenise multe trăsături rele de la mama ei, mereu arogantă și îngânfată. Ești din orașul focului? Ai grijă cu treaba asta să nu ne murdărești lucrurile. Coincidența a făcut ca Anna să fie antrenată în dansul pe gheață încă din copilărie, aspirând să devină cea mai bună dansatoare, de neegalat de nimeni. Și eu iubesc dansul pe gheață, domnișoară Anna. Mă poți învăța, te rog? Visez la dansul pe gheață? Cum poate cineva din clasa inferioară să danseze pe gheață? Nu mai visa! Cuvintele astea ale Anei au făcut-o pe Lumi să se simte extrem de inconfortabil. Ticăluasă! În acel moment, un mesager a adus o scrisoare familiei Tegan. Scrisoarea o invita pe Anna să se înscrie la prestigioasa Academie Valerian Frost. Lumi a fost surprinsă, dar ostilitatea ei față de Anna și pasiunea pentru dansul pe gheață au determinat-o pe Lumi să se dea drept Anna pentru a putea participa la Academie. În clasă, pentru că avea scrisoarea de înscriere, profesorul nu a suspectat nimic. Totuși, în mintea lui Lumi, mereu se simțea îngrijorată, nervoasă, în privința șansei de a-și împlini visul. În timpul orelor, Lumi a început să realizeze că îi lipseau cunoștințele și abilitățile de bază în comparație cu colegii săi. În ciuda eforturilor sale, Lumi rămânea mereu în urma colegilor. Îngrijorările și presiunile din mintea lui Lumi au făcut-o instabilă și incapabilă să controleze puterea focului din ea. Aceasta a cauzat un accident grav în prima clasă, rănind pe toată lumea și deteriorând sala de clasă din cauza focului. Anna, ce tot faci? Anna, trebuie să dai niște explicații. Cum poate o prințesă de gheață să imită foc? În plus, abilitățile tale de bază sunt mult mai slabe decât erau abilitățile tale înainte. Cu inteligența sa, Lumi a inventat rapid un motiv pentru a ieși din situație. Doamnă profesoară, am exersat magia în ultima vreme. Am vrut doar să surprind pe toată lumea, dar din greșeală am cauzat un dezastru. Îmi pare foarte rău pentru dumneavoastră și pentru toți. Cât despre dans, nu m-am simțit bine în ultima vreme, așa că nu m-am putut concentra. Promit să mă fac bine! Profesoara, încă sceptică, nu a mai spus nimic despre incident. Totuși, în adâncul sufletului său, Lumi se simțea dezamăgită de ea însăși. În privința lui Sally, citind scrisoarea fiicei sale, nu și-a putut stăpâni emoțiile de îngrijorare. Inima de mamă s-a accelerat pe măsură ce a pornit în căutarea lui Lumi, crezând că fiica sa a plecat în orașul Gheții pentru a învăța să danseze. Sally a căutat peste tot în oraș și în cele din urmă și a amintit de Academia Valerian Frost, unde a văzut-o pe Lumi. Văzându-și fiica batjocorită pentru dansul ei nereușit, Sully a cerut să intre în ciuda interdicției paznicilor Academiei. Lumi, ești bine? Mamă, de ce ești aici? Sunteți doamna Sally? Doamna Sally este o legendă a Academiei noastre. Emoții profunde s-au trezit în inima lui Sully, amintiri din tinerețea sa, pasiuni arzătoare,
dar un accident teribil din acel an a făcut-o incapabilă să mai execute mișcările dificile, lăsându-i picioarele nefuncționabile. Când Lumi și-a exprimat dorința de a dansa, Sally se temea că fiica ei va ajunge ca ea, trăind o viață dificilă. Nimeni nu are dreptul să disprețuiască sau să calce în picioare visele altcuiva. Îmi pare rău, draga mea, poate am greșit împiedicându-ți visele. Când te văd dansând, parcă mă văd pe mine. De acum înainte, te voi sprijini din toată inima. Te voi învăța abilitățile care îți lipsesc. Mulțumesc, mamă, te iubesc! Sub îndrumarea mamei sale, Lumi a învățat să respire corect, menținându-se mereu relaxată. Trebuie să sari să atingi clopotul. Când aterizezi, să nu stropești cu apă. Lecția necesită mișcări îndemânatice și concentrare foarte mare. Dacă vei reuși, vei putea controla focul din tine. Voi reuși! În al doilea rând, trebuie să înveți să menții căldura în corpul tău pentru a evita să răcești. Un lucru important pentru a controla puterea focului. Cu sprijinul mamei sale, abilitățile și încrederea lui Lumi au atins un nou nivel. Ele au împărtășit bucuria văzând progresul lui Lumi, creând un moment memorabil în viața lor. În clasă, Lumi a strălucit și a primit laude de la toată lumea, creând o atmosferă veselă și plină de viață. Ana progresează foarte repede. Ea va reprezenta clasa în competiția regală. Asta a făcut-o pe Lumi să se simtă cu adevărat fericită și mândră. Stai puțin, nu putem lăsa o impostoare să concureze, doamnă. Apariția contesei Tegan și a Anei a făcut-o pe Lumi să se îngrijoreze de identitatea sa falsă. Doamnă profesoară, această persoană este Lumi. Ea mi-a furat scrisoarea de înscriere. Ea nu poate crea gheață. Toată lumea ar fi trebuit să vadă asta. Este adevărat? Va trebui să creezi gheață pentru a dovedi. Eu nu pot crea gheață. Îmi pare rău tuturor. În cel mai detemut moment al său, Lumi a fost liniștită și încurajată de mama ei, chiar dacă și ea era foarte șocată. Sunt foarte confuză acum, dar pentru a alege un reprezentant pentru competiția de talente, apreciez foarte mult curajul lui Lumi, așa că am decis să organizez o competiție între Lumi și Ana, pentru a o alege pe cea mai bună dintre ele. Ana, eu cred că vei câștiga, nu putem lăsa o impostoare să câștige! Întorcându-se acasă, Lumi și-a petrecut toată noaptea exersând, doar pentru a câștiga. Totuși, din cauza exercițiilor excesive, a dormit prea mult și era pe punctul de a pierde competiția, dar profesoara i-a mai dat o șansă. Nu-ți irosi eforturile, impostoare despicabilă! Când a început competiția, Lumi nu a putut să execute cel mai bun dans din cauza stării sale de oboseală fizică. Mai mult, Ana a descoperit slăbiciunea lui Lumi, frica de frig, și a creat în secret mai multă gheață în jurul scenei, îngreunând performanța lui Lumi. Inconștientă, ea a emis flăcări periculoase, iar din nefericire o flacără a zburat către Ana. În acel moment de pericol, Lumi nu s-a gândit la finalizarea dansului, ci și-a folosit rapid corpul pentru a-i salva viața Anei. În cele din urmă, Lumi a trebuit să accepte eșecul din cauza incidentului pe care l-a provocat, iar Ana a fost desemnată să concureze. Lumi, de ce m-ai salvat? Ana e de neînvins! Bravo, Ana! În ciuda eforturilor ei, Lumi nu a putut să depășească provocările. Lumi, ai fost foarte bună! S-a întors acasă cu mama ei, lăsându-și visele în urmă. Acasă, Lumi s-a întins, simțindu-se tristă, refuzând să mănânce sau să bea, ceea ce a rănit-o profund pe Sally. În acel moment, Sally și-a adus pantofii ei de dans pe gheață. I-a dat cu grijă lui Lumi, iar sufletul lui Lumi părea să renască. A început să simtă muzica și să danseze,
executând cele mai dificile mișcări, combinându-le cu controlul inteligent al focului, creând un moment extraordinar. Lumi, sunt atât de mândră de tine! Mulțumesc, mamă! Chiar dacă nu am putut să performez încă pe o scenă mare, pasiunea din mine nu se va stinge niciodată! Dar Lumi nu știa că momentul ei a fost văzut și de profesoară și de Ana. S-a dovedit că Ana îi mărturisise profesoarei despre jocul ei murdar. Deși Ana părea arogantă, nu putea nega excelența lui Lumi. I-am furat șansa unei persoane care m-a salvat. De ce ești atât de rea, Ana? Îmi pare rău, regret profund acțiunile mele. Lumi, te rog să mă ierți. În cele din urmă, toate secretele au fost dezvăluite, iar Lumi a fost aleasă să participe la competiție, împlinindu-și visul ei și al mamei sale. În mijlocul atmosferei tensionate a arenei, Lumi a pășit înainte în mijlocul aplauzelor tuturor, dar povestea nu se termină aici. Pe măsură ce muzica se auzea, Lumi și-a început momentul, descărcându-și toate emoțiile prin intermediul mișcărilor. Văzând dansul lui Lumi, toată lumea a fost uimită și surprinsă. A executat o mișcare extrem de dificilă pe care nici măcar mama ei nu o putea face. Admirația a apărut pe chipurile tuturor. Lumi a izbucnit brusc în lacrimi, s-a apropiat de mama ei și a înmânat realizarea muncii sale asidue. A fost o mare victorie. Perseverența a învins toate obstacolele. Atunci când plouă, apar zânele curcubeului. Ele sunt gata să-i ajute pe cei care au nevoie să depășească problemele negative din viață. Întotdeauna inspiră și motivează oamenii pentru a-și atinge obiectivele și a se strădui mai tare. De fiecare dată când încheie o misiune, zânele curcubeului dobândesc suficientă energie pentru a crea curcubee frumoase. Abonează-te la OA Fairy Tales pentru a le afla povestea. Oamenii cred că apariția curcubeului simbolizează speranța, succesul și norocul în viitor. Așadar, treaba zânelor curcubeului este extrem de importantă. Cele mai importante zâne sunt Blossom, Bubble și Buttercup. Fetițe Powerpuff, adunați-vă! Această fată este Blossom, liderul echipei. Încă plouă tare, e atât de plictisitor. Și aici este Buttercup. E dură și este cea mai puternică luptătoare din echipă. Hei, fetelor, așteptați-mă! În final, ea e Bubble. Bubble este... Ei bine, Bubble e doar Bubble. În comparație cu prietenele ei talentate, ea se simte oarecum nesigură, stângace și puțin împrăștiată. Este considerată cea mai tânără. Ea simte adesea că nu e la fel de bună ca prietenele ei și încearcă în mod constant să se îmbunătățească. Cel mai tare se teme de criticile celorlalți. Fie că se simte nedemnă sau se gândește că Buttercup și Blossom s-ar descurca mai bine fără ea. Ea a depus mult efort pentru a-și menține poziția în grup și pentru a evita să pară inutilă, însă era încă foarte dificil. Piata bătrânică! Ești prea sensibilă, nu e benefic pentru muncă. Lucrurile s-au înrăutățit la petrecerea de celebrare a curcubeelor create cu succes. Blossom și Buttercup erau abordate de băieți frumoși, invitându-le la dans, dar Bubble nu. Bubble s-a retras, îndoindu-se de ea însăși, umilită. De ce nu o observă nimeni? De ce nu poate fi ca ele? Hei, te simți bine? Bubble nu voia niciun fel de simpatie. Și astfel, Bubble purta prima sămânță de ură negativă în ea. Cu cât gândea mai negativ, cu atât se adâncea mai tare. Ea nu voia să facă nimic, în ciuda eforturilor prietenilor ei de a o încuraja. În același timp, în lumea muritorilor se iveau semnele unei mari furtuni. Fetițe Powerpuff, știți ce să faceți? Creați un curcubeu puternic pentru a risipi această furtună. Prima lor sarcină era să ajute o fată să-i mărturisească sentimentele băiatului pe care îl place. Fata era nesigură pentru că se temea că trecutul ei umil nu va fi acceptat de tânăr. Încurajează-o, Blossom, mă descurc eu cu zânele tunetului.
Ești frumoasă în felul tău, ai încredere în tine. Ah, nu ai de ce să te smiori, că orice iubire e falsă oricum. Hei, Bubble! S-au întors în regatul curcubeului, profund dezamăgite după primul lor eșec. Furtuna a devenit mai puternică și nu aveau suficient praf de zână pentru a crea un curcubeu. E în regulă, Bubble, odihnește-te, voi vorbi cu tine mai târziu. Dar serios, sunt foarte dezamăgită de tine. Sunt bună doar la a da echipa peste cap! Când s-a calmat, Bubble s-a dus să-și ceară scuze de la prietenele ei, dar ceea ce a văzut i-a frânt inima și mai tare. Bubble a devenit prea pesimistă. Nu merită să rămână în echipa fetițelor Powerpuff. Luați-mă pe mine în locul ei! Chiar voiau să o înlocuiască? Cu inima frântă, Bubble rătăcea prin pădure. Acesta e tărâmul zânelor tunetului! Zânele tunetului sunt cei mai mari dușmani ai zânelor curcubeului. Ele caută emoții negative pentru a crea furtuni destructive. Bubble fusese atacată de ele de multe ori. Calmează-te, fetițo! Trebuie să existe un motiv care te-a adus aici. Pot să văd o energie negativă puternică în tine. Zânele tunetului au redat lui Bubble amintiri vechi, acelea în care trebuia să se chinuie să țină pasul cu Blossom și Buttercup. Acum o făceau să-și înfrunte cea mai mare frică, sentimentul de a fi abandonată. Dacă ele nu au nevoie de mine, atunci nici eu nu am nevoie de ele. Bubble a decis să se alăture zânelor tunetului. Dar Bubble nu știa că prietenele ei o căutau peste tot. Cum nu mai aveau timp de pierdut, au acceptat o altă zână în echipă, temporar, pentru a înlocui pe Bubble. Blossom și Buttercup se chinuiau fără Bubble. În ciuda stângăciei ei, Bubble era cea care le aducea tuturor fericire. Se părea că nimeni nu o putea înlocui. După mult timp, în cele din urmă au adunat suficientă energie pentru a crea un curcubeu strălucitor. Dar eforturile lor au fost distruse de îndată. Ce? Un curcubeu? E atât de enervant! Bubble, ce ți s-a întâmplat? Nu ai vorbi! De acum înainte am o nouă familie! Vă vom învinge pe toate zâne ale curcubeului! Zânele tunetului au început să facă trucuri malefice. Până și Blossom și Buttercup erau neputincioase împotriva atacului lor. Fără curcube, nu va exista speranță și optimism. Toată lumea va trăi în negativitate. Ce mai aștepți, Bubble? Distruge-le pe cele care te-au făcut să suferi. De ce ați vrut să mă înlocuiți? Am încercat din răzputeri! Ești nebună, niciodată nu am intenționat asta! Ezitarea lui Bubble l-a înfuriat pe liderul zânelor tunetului. Pentru a confirma adevărul, el a extras amintirile celor două prietene, dar amintirile nu erau așa cum se aștepta ea. Poate ar trebui să-i oferim lui Bubble mai mult timp de odihnă sau ar trebui să găsim pe cineva nou pentru moment? Privind brățara prieteniei lor, Blossom s-a simțit copleșită de emoții. Fără Bubble, fetițele Powerpuff nu există. Ea are nevoie doar de înțelegere, nu voi renunța. Fiecare dintre ele avea personalități și calități diferite. Bubble nu trebuia să încerce să se schimbe sau să fie ca altcineva doar pentru a se potrivi. Dându-și seama de sentimentele autentice ale prietenelor ei, Bubble s-a eliberat din întuneric. Îmi pare rău, fetelor! Să nu crezi că poți scăpa de mine! Nu, Bubble! Nu pleca, Blossom! Nu mă lăsa!
Suferința îi oferise lui Bubble mai multă putere. Era hotărâtă să-l învingă pe lider. În acel moment, ea și-a dat seama că trebuia să facă ceea ce știa cel mai bine. Și asta era purificarea oricărei negativități. Dacă putea să facă asta cu oamenii, de ce nu putea să o facă și cu zâna tunetului? Haide, Buttercup, să luptăm împreună! Au scurs energia negativă a zânelor tunetului și au transformat-o în praf de zâne. Toată negativitatea a fost complet eradicată și alungată din acel loc. Într-o clipă, tărâmul curcubeului și-a recăpătat culorile intense de altă dată. Bubble și Buttercup au zburat peste tot în jur, răspândind praf de zână și creând un curcubeu orbitor. Oamenii au fost cuprinși din nou de speranță și fericire. Te iubesc, Blossom! Când ai suficientă dragoste, încredere și speranță, atunci se întâmplă adevărata magie. Hei, de ce plângeți? Blossom primise putere de reîntinerire a curcubeului datorită prieteniei adevărate dintre zânele curcubeului. Bubble și-a dat seama că prietenii adevărați o vor accepta întotdeauna, cu tot cu defecte, și o vor înțelege mereu. Ea nu va avea nevoie să se schimbe sau să se ia după altcineva. Prietenii adevărați vor fi mereu alături de tine, indiferent de situație. În Grecia antică, monștrii erau izolați din cauza fricii. Am vrut doar să vă rog pe toți să vă abonați la canalul lui Fairy Tales. Dacă aș putea să fiu un om normal, nu vreau să mai fiu un fricoșător. Dintre monștrii celebri, cel mai frumos era... Bine ați venit la cea de-a 16-a aniversare a Medusei Roz! Medusa, cel mai frumos monstru cu șerpi roz în loc de păr și o privire ce putea să-i înghețe pe ceilalți. Incredibil de frumoasă, încrezătoare și plină de farmec. Aș vrea să pot fi ca ea, n-aș mai fi de groază. E atât de frumoasă încât merită să riști să te ascunzi aici. Medusa nu putea să trăiască fără această faimă. Astăzi era ziua în care Jula a rămas bun de la toată lumea, deoarece era destul de mare pentru a merge la școala pentru zei și monștri. În sfârșit voi putea deveni și mai faimoasă, iar zeii mă vor observa. Dar studenții zei și semizei nu erau impresionați de frumusețea Medusei. Medusa era înconjurată de priviri ca gloanțele în timp ce încerca să se apropie de ei. Stop! Nu fiți răi cu noi studenți? Din fericire, Perseus, cel mai frumos student semizeu, a protejat-o pe Medusa. Dăm voie să te conduc în căminul monștrilor. Oh, în regulă! Acesta nu e locul nostru, zei urăsc foarte tare monștrii. Nu trebuie absolut deloc să te apropii de studenții zei sau semizei. Având încrederea unei vedete, Medusa nu suporta această discriminare. Ea a pus la cale un plan pentru a câștiga gloria strălucitoare la petrecerea de bun venit pentru noi studenți. Medusa și-a folosit șerpii pentru a prelua controlul arcului lui Cupidon. Nu vă mai uitați la zeița aceea măruntă? Dați-mi voie să vă prezint pe mine, Medusa Roz, cel mai frumos monstru din lumea monștrilor! Dar studenții din public nu erau atât de entuziasmați pe cât sperase Medusa. Niciodată nu ai primit atât de puțin respect. Medusa nu și-a putut stăpâni emoțiile și și-a activat accidental ochiul care îngheață. Monstrule, ne-ai înghețat! Nu, n-am vrut să fac asta, vă jur! Stop! Medusa nu-și poate controla ochiul, nu a făcut-o intenționat! Profesorii vor dezgheța pe cei doi elevi, nu trebuie să dați vina pe Medusa! Deși nu o spunea, toată lumea știa că Medusa începuse să-l admire pe Perseus. Dacă n-ar fi fost un semizeu, Perseus putea să devină un zeu din Olimp. E atât de perfect încât monștrii ar trebui să stea departe de el, mai ales tu!
Privirile disprețuitoare ale studenților zei și semizei au făcut-o pe Medusa să-și dea seama că monștrii ca ea nu puteau să fie împreună cu Perseus. Mi-aș dori să nu fi fost un monstru! Ce-i asta? Minotaurul, prietenul monstru al Medusei, nu putea să înțeleagă de ce a provocat deodată atâta haos în școală. Perseus l-a ademenit pe Minotaur, convingându-l să iasă din școală, dar a fost prins în căminul monștrilor. Din fericire, monstrul roz a apărut să salveze pe Perseus și întreaga școală. Când directoarea Athena a auzit despre acest act eroic, i-a aranjat ca Medusa să se mute în căminul zeilor. Gândindu-se că va fi alături de zei și va deveni celebră din nou, Medusa a acceptat entuziasmată. Sunt de acord! De atunci, viața școlară a Medusei s-a schimbat. Nimeni nu o mai discrimina pe Medusa. Ea trăia, învăța și se distra alături de zeii frumoși. Medusa a devenit centrul atenției. Ba mai mult, ea și Perseus formau acum un cuplu. Faima a făcut-o pe Medusa mai arogantă decât oricând. Ea chiar i-a imitat pe studenții divini și le-a întors spatele prietenilor ei monștri. Dacă voi rămâne cu monștrii aceia, toată lumea mă va privi de sus. A avut loc un incident înainte de ceremonia la care participau zeii supremi din Olimp. Medusa? Unde e Medusa? Zeița Cupidon, care îl curtase cândva pe Perseus, era înghețată. Desigur, toate suspiciunile s-au îndreptat către Medusa. Ea este vinovată! Seara am văzut-o pe Medusa în grădina cu flori! Nu, m-am dus în grădina cu flori ca să mă întâlnesc cu Perseus! Pe ea nu am văzut-o! Așa este, am fost cu Medusa! Nimeni nu a crezut-o, chiar dacă Perseus s-a ridicat să o apere pe Medusa. Ei mă vor vedea mereu ca pe un monstru! Perseus a luat fără tragere de inimă o decizie, aceea de a păstra ochiul care îngheață al Medusei. După festival, Cupidon va fi dezghețat. Până atunci, va trebui să rămân aici. Nu, lăsați-o să plece. Probabil Medusa înțelege care este grupul ei adevărat. Numai monștrii mă acceptă cu adevărat. De ce mi-am urât semenii? Nici măcar nu sunt un zeu! Dintr-o dată, din festival s-au auzit țipete ciudate. Îmi simt ochii reci. Ar putea fi... Nu pot să văd! Șerpi, duceți-mă acolo unde e Perseus! Medusa a fost îngrozită când șerpii i-au descris scena. Zeii supremi fuseseră înghețați, iar studenții erau îngroziți și își închideau ochii. Iar Perseus era vinovatul. Perseus? De ce? Cum se poate așa ceva? De ce nu? Se părea că Perseus a străduit să devină un mare zeu pentru că voia să fie un zeu din Olimp. Însă, nu putea, deoarece era doar un semizeu, așa că a creat un plan prin care să elimine zeii din Olimp. Capacitatea de înghețare a Medusei era puterea de care avea nevoie Perseus. Te-am sedus intenționat, te-am ajutat să atingi măreția și... Poate ar trebui să-ți închizi ochii. Emoțiile puternice mă fac să-mi pierd controlul asupra privirii mele de gheață. Te-am folosit de la început. Aveam nevoie doar de ochiul care îngheață. Aproape că am avut probleme pentru că ochiul tău nu m-a ascultat. Ai sosit la momentul potrivit. Dacă tu vei pleca, ochiul tău va fi în întregime al meu. Medusa încă putea să simtă ochiul care îngheață, dar nu putea să-l trezească, așa a început să fugă. Fugi în direcția mea, Medusa.
Minotaurule, de ce e toată lumea? Nu contează, nu putem să-l lăsăm pe Perseus să te prindă. Dar Perseus le-a blocat drumul și a înghețat pe toți, cu excepția Medusei, care nu putea vedea lumina zilei. Acum Medusa a înțeles că avea nevoie de oameni cărora le păsa cu adevărat de ea. Nu! 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 Toate emoțiile Medusei au explodat, iar ochiul ei care îngheață a fost trezit. Perseus știa că ochiul scăpase de sub control, dar era prea târziu. Medusa a fost felicitată pentru că l-a oprit pe Perseus. Dar singurul lucru de care avea nevoie erau prietenii adevărați. Din acea zi, zeii și studenții s-au schimbat. Până la urmă, un monstru precum Medusa a salvat întreaga școală. Medusa a devenit mai umilă, dar a rămas la fel de frumoasă. Ea atrăgea în continuare toate privirile și și-a păstrat numele Medusa Roz. Nu, Lucifer, te rog! Te rog, nu pleca! Lucifer! Ha? Am avut din nou acel vis ciudat! Cine este acel om? Deși nu știa cine era, Hana avea un sentiment special pentru el. Hana, de ce mai ești aici în acest moment? Este aproape timpul să pornim. Da, mamă, unde e Hailey? Sora ta așteaptă acolo, nerăbdătoare. Mamă, nu ai de gând să-i spui? Dacă sora ta află că trebuie să devină mireasa infernului în loc de mireasa raiului, va da totul peste cap. Hana și Hailey erau prințese gemene, dar personalitățile lor erau complet opuse. În ziua binecuvântării lor, Hana a avut norocul să primească binecuvântarea unui înger, fiind destinată să devină mireasa unui înger. Însă când a venit rândul lui Hailey, lordul infernului a apărut deodată. Nu era nimeni acolo, nici măcar un singur înger cu suficientă putere pentru a lupta împotriva lui. Prin urmare, au trebuit să accepte să facă ce vrea el. Hailey, prințesa mea frumoasă, vei avea o personalitate puternică, iar eu voi avea o mireasă în infern. Pe măsură ce au crescut, în timp ce Hana era ascultătoare și iubită de toată lumea, Hailey era foarte răutăcioasă și cauza în mod constant probleme, frustrându-i pe toți, dar oamenii rămâneau neputincioși. Cu toate acestea, gândindu-se la faptul că Hailey va deveni mireasa infernului în viitor, regele și regina nu puteau să o pedepsească. Deoarece nu voiau ca Hailey să distrugă ceremonia anunții, au decis să păstreze secretul, spunându-i adevărul doar Hanei. Ambele surori au fost puse în trăsuri diferite. Una a zburat în rai, iar cealaltă a mers direct în infern. Pentru a o înșela pe Hailey, regele a proiectat trăsura în așa fel încât să se poată transforma fără ca cel dinăuntru să observe schimbările. După ce au fost duse cele două trăsuri pe stânca sacră, toată lumea a trebuit să plece. Deodată, Hailey a scos un strigăt puternic. Îngrijorată pentru sora ei, Hana a coborât imediat din trăsură, însă Hailey o aștepta afară și a lovit-o pe sora ei, lăsând-o inconștientă. Se părea că Hailey auzise din greșeală conversația din acea noapte și aflase totul. Nevrând să-și accepte soarta, făcuse un plan prin care să schimbe locul cu sora ei. Când Hana s-a trezit, ea se afla în infern. Oh, mireasa mea s-a trezit! Bine ai venit în infern! Se pare că există o neînțelegere aici. Eu sunt Hana, nu Hailey. Nu eu sunt prințesa lumii de jos. Nu e nicio greșeală. Mireasa mea este singura care poate să treacă prin acel pod al destinului. Nu știu cum s-a întâmplat, dar eu nu fac parte din această lume. Hana a vrut să plece, dar el a oprit-o imediat. Dacă vei îndrăzni să pleci, îți voi ruina întregul regat. Cum îndrăznești? Oh, se pare că ai uitat că eu sunt lordul infernului, nu-i așa? Totuși, dacă vei rămâne aici o lună și încă vei vrea să pleci după aceea, te voi lăsa să pleci, să știi. Încerci să mă păcălești?
Ce aș avea de câștigat dacă te-aș păcăli? A? Acesta este fructul infernului, draga mea. Dacă te vei răzgândi să-l mănânci, atunci vei primi o parte din puterea mea. Deși nu știa ce plănuia, Hannah știa că mai avea o șansă să se întoarcă, așa că l-a ascultat, fără tragere de inimă. S-a gândit că va îndura o mare suferință, dar când a văzut camera pe care Lucifer o pregătise, Hannah a fost extrem de surprinsă. Nu era diferită de camera ei de dinainte. Deodată, Belia, al doilea cel mai puternic diavol din infern după Lucifer, a apărut și s-a apropiat de Hannah. Belia părea să o placă foarte mult pe Hannah și treptat i-a câștigat încrederea. Nu prea înțeleg. Tu ești un diavol, dar totuși tratezi un om ca mine cu atâta bunătate. Asta pentru că ești atât de interesantă. Ești primul om care a îndrăznit să rămână aici, în infern. Deodată, Hannah s-a simțit extrem de inconfortabil. Ce e cu tine, Hannah? Nu știu, Belia. Recent am început să simt aceste dureri bruște și ascuțite în corpul meu. Nu am vrut să-ți spun asta mai devreme ca să nu te îngrijorezi, dar acum e timpul să afli. Despre ce e vorba? Te rog, spune-mi! Am auzit că sora ta, după ce a făcut schimbarea neautorizată, a fost descoperită și pedepsită de îngeri. Pentru că sunteți gemene identice, poți să simți durerea lui Hailey. Oh, nu! Trebuie să o ajut! Dar Lucifer nu mă va lăsa așa ușor să părăsesc infernul. Ce ar trebui să fac? Te pot ajuta eu. Dacă mă vei ajuta, nu te va pedepsi? Și dacă îi va face ceva familiei mele? Când vei ajunge în rai, îngerii te vor proteja pe tine și pe familia ta. În ceea ce mă privește, s-ar putea să sufăr unele consecințe. Dar e în regulă, pentru că sunt unul dintre cei mai importanți demoni din infern. Auzind acestea, Hannah s-a simțit oarecum ușurată. Într-adevăr, cu ajutorul Belierii, Hannah a reușit să scape cu ușurință din infern. Îți sunt foarte recunoscătoare, Belia! Mai este ceva. Deși ești mireasa raiului, ai petrecut ceva timp în infern, iar ei s-ar putea să facă totul mai dificil. Îngerii sunt cunoscuți pentru regulile lor stricte. Îți voi oferi un pic de magie pe care să o folosești atunci când va fi necesar. La urma urmei, e mai bine să fii pregătită, nu-i așa? Fără ezitare, Hannah a acceptat propunerea Beliei și a primit de la ea o sursă de putere. Apoi s-a urcat repede în rai pe o scară de aur. Totuși, când era pe cale să intre, un portar a oprit-o. Eu sunt prințesa Hannah, mireasa îngerilor, trebuie să intru! Ai mirosul infernului, nu ai voie să intri! Deși Hannah a făcut tot posibilul să-l convingă, portarul rămânea neclintit. Fără să aibă alte opțiuni, Hannah a trebuit să folosească puterea pe care i-o oferise Belia pentru a-i distrage atenția portarului. Datorită acestui lucru, ea a putut să se strecoare. Folosind telepatia gemenilor, ea și-a putut găsi cu ușurință sora întemnițată. Hailey, eu sunt! Ești bine? Surioară, de unde știai că sunt aici? Și ce s-a întâmplat cu ochii tăi? Îți voi explica totul mai târziu. Să plecăm repede de aici! Însă, înainte de a putea pleca, au fost descoperite de îngeri. Știind că nu pot scăpa, Hannah i-a implorat cu sinceritate. Văzându-o atât de sinceră, îngerii au acceptat într-un final să ierte sora. Dar cu o condiție, trebuia să-și curețe toată puterea demonică din trup cu apă sfințită. Știa că va fi dureros, dar pentru sora ei, Hannah a acceptat să fie supusă ritualului de curățire. Cu toate acestea, Hannah nu și-a dat seama că intenția Beliei n-a fost un simplu împrumut al puterii. În realitate, Belia a vrut să o transforme într-un diavol adevărat. Apa sfințită a început să ardă corpul Hannah. Deodată, Lucifer a apărut de nicăieri și a scos-o pe Hannah din lac. Atingând prea multă apă sfințită, puterea lui Lucifer a slăbit semnificativ. Apariția lui Lucifer pe teritoriul raiului a alertat pe îngeri și l-au atacat imediat. Lucifer a încercat să lupte împotriva lor, în timp ce a ajutat pe Hannah să-și revină după accident. Ce faci? De ce mă salvezi? Pentru că te iubesc. Înainte ca Hannah să poată reacționa, Lucifer i-a pus o mică bijuterie pe frunte și un val de amintiri s-a revărsat imediat în minte. Imaginile cu Hannah și Lucifer de pe vremuri au apărut în fața ochilor. Ea le-a văzut trecutul ca înger, trăind fericiți împreună. Până în ziua în care Lucifer s-a transformat într-un înger decăzut. Deși Hannah nu l-a urmat, ea i-a împiedicat pe înger și l-a ajutat să scape. Drept urmare, ea și-a pierdut puterile și a fost alungată din rai. Pe măsură ce Hannah și-a amintea totul, puterea lui Lucifer continua să se epuizeze. Deodată, ea și-a amintit de fructul infernului pe care îl dăruise Lucifer. Hannah l-a scos și l-a mușcat.
A simțit imediat puterea infernului curgându-i prin vene. El a scos iute pe Lucifer din rai și l-a dus înapoi în infern în siguranță. Tu ai plănuit toate astea ca să mă faci mireasa infernului? Blestemul din acel an, în realitate, îmi era destinat mie. Iar Hayley a fost cea care te-a ajutat să-ți atingi scopul. Da, am făcut totul pentru că te iubesc. Vreau să fii alături de mine și să conduci infernul cu mine. Dar eu tot nu înțeleg. De ce ai ales să devii un demon? Nu este mai bine să fii un înger? Oamenii au întotdeauna atât laturi bune cât și laturi rele. Unii aleg calea binelui pentru că se tem de pedeapsă, nu pentru că ar vrea cu adevărat să fie buni. Așadar vrei să fii lordul infernului ca să-i pedepsești pe cei răi? Cunoscându-i idealurile, Hannah a decis să rămână în infern alături de el și să se bucure de zilele lor fericite împreună. Cât despre Belia, deoarece a înșelat-o pe Hannah și a încercat să-i facă rău, Lucifer a pus un blestem permanent asupra ei, obligând-o să slujească mereu pe Hannah. Pentru un diavol puternic, slujirea cuiva mai slab era o mare umilință. În ținutul prosper al Mabulet trăia o regină blândă pe nume Elena. Ea era cunoscută pentru inima ei plină de compasiune, de aceea era foarte iubită și respectată de popor. Cu toate acestea, în spatele atitudinii ei vesele, din cauza că nu avea copii, Elena era mai tot timpul tristă. Regele Adonis, soțul ei, o bea profund, dar nu putea face nimic altceva pentru ea decât să se roage zeilor. În mod neașteptat, după o vreme, regina Elena a rămas însărcinată, ceea ce a adus o bucurie imensă în întreg regatul. După 9 luni și 10 zile, regina Elena s-a chinuit să dea naștere unui micuțe prințese, pe care a numit-o Midori. Spre surprinderea tuturor, bebelușul s-a născut cu pielea de un verde pal, provocând un mare haos la palat. Regina și-a privit uluită fica, incapabilă să scoată un cuvânt. Dar deoarece era epuizată, regina a oftat, dându-și ultima suflare, lăsând întregul regat în doliu și tristețe. Acea întâmplare l-a rănit pe regele Adonis, iar acesta avea sentimente mai puțin plăcute față de prințesa Midori. 18 ani mai târziu, Midori a devenit o prințesă frumoasă, talentată și bună la suflet, la fel ca răposata ei mamă. Însă toți slujitorii palatului păstrau distanța față de ea, deoarece credeau că din cauza ei, regina lor binevoitoare nu mai era pe lume. În plus, de când era copilă, Midori poseda o putere magică, a cărei origini nu o cunoștea și nu înțelegea de ce tatăl ei, regele acelui ținut, i-a interzis să-și folosească magia. Cu acea putere, ea dorea să ajute oamenii și animalele din jurul ei, dar de fiecare dată când făcea asta, aducea mereu numai necazuri. Odată, în timp ce se antrena la tirul cu arcul, a venit dintr-o dată o rafală de vânt care i-a deviat săgeata, trimițând-o către un porumbel. Ea și-a folosit iute magia pentru a schimba traiectoria săgeții, salvând pasărea. În timp ce Midori îmbrățișa porumbelul, a apărut tatăl ei, regele, cu fața roșie de mânie. Ți-am interzis cu strictețe să folosești magia! De ce ești atât de neascultătoare? Dar, tată, dacă nu foloseam magia, pasărea asta ar fi murit! Nu înțelegi nimic! Magia ta este cauza tuturor nenorocirilor noastre! Ha? El a ordonat ca Midori să fie închisă în camera ei, interzicându-i să plece. Midori era tristă și supărată pe tatăl ei. Tata este atât de aspru! Dacă magia poate ajuta toate creaturile vii, de ce îmi interzice să o folosesc? Era de multă vreme închisă în camera ei, iar Midori nu mai suporta închisoarea, așa că, atunci când regele nu a fost atent, ea a decis să evadeze din palat. În timp ce rătăcea printr-un sat, ea a văzut o haită de lupi feroce atacând o oaie tânără. Fără ezitare, Midori și-a folosit magia și a profitat de pielea ei verde pentru a intimida lupii și a proteja oile. Lupii au fugit, iar oile erau din nou în siguranță. Midori era mulțumită de acțiunile ei, dar spre surprinderea ei, sătenii au perceput-o ca pe un monstru care încerca să le mănânce oile. Uitați-vă cu toții, monstrul le face rău oilor noastre! S-au apropiat de ea cu bastoane pentru a o alunga. Midori nu putea să explice nimic, reușind doar să fugă repede de acolo. Ea s-a întors la palat, rănită și învinețită. Servitorii o priveau cu frică și o evitau ca pe ciumă. Numai Maris, însoțitoarea ei loială, stătea mereu lângă ea, îngrijind-o și mângâind-o.
Regele, aflând ce s-a întâmplat și că Midori și-a folosit magia, a pedepsit-o încă o dată. Ea se certa constant cu regele din cauza regulilor sale stricte. Midori era întotdeauna foarte tristă și singură. De ce tatăl meu mă oprește mereu să folosesc magia? Nu-i pasă de toate aceste ființe nevinovate? Meris nu putea decât să o consoleze pe prințesă, ajutând-o să-și mai liniștească durerea interioară. Prințesă, cred că regele ascunde ceva. Altfel, de ce ți-ar interzice să faci lucruri atât de bune? Auzind cele spuse de Meris, Midori a început să se îndoiască de tatăl ei, cel pe care îl iubea cel mai mult. Într-o zi, când regele era plecat, Meris și prințesa Midori au descoperit o cameră secretă în palat. Intrând înăuntru, au găsit multe recipiente de sticlă care conțineau suflete chinuite ce țipau disperate, fără speranță. Ce milă mi-e de aceste suflete bune! Regele le ține aici pentru a le folosi ca ingrediente pentru magia neagră? Din câte a povestit Meris, atunci când sufletele chinuite erau puse la oaltă în timpul unei eclipse de lună, persoana care le poseda avea să câștige o putere nemărginită. Se părea că regele o împiedica pe Midori să-și folosească magia pentru a-și proteja propriile planuri întunecate. În acea cameră, Midori a descoperit deodată un cufăr secret de comori. Acela e un colier magic de mărgele ce conține cea mai puternică magie lăsată în urmă de binevoitoarea regină Elena pentru tine, prințesă! Și numai tu ești adevărata proprietară care poate atinge colierul. Prințesă, te rog, eliberează aceste suflete nefericite. Poate că e dorința reginei să faci asta. Observând bietele suflete capturate în recipiente de sticlă, Midori a simțit o milă foarte mare. Condusă de inima ei plină de compasiune, prințesa Midori a deschis cufărul pentru a lua colierul de mărgele. Puterea lui radia cu o mare intensitate. În mod miraculos, magia ei s-a răspândit în toată încăperea, ridicând recipientele de sticlă ce țineau sufletele captive plutind prin aer. Apoi, recipientele de sticlă s-au adunat într-un singur punct și s-au spulberat complet. Sufletele eliberate s-au transformat într-o lumină strălucitoare și s-au înălțat spre cer. Prințesa Midori era nespus de bucuroasă că a ajutat acele suflete, dar deodată Meris a zâmbit și a început să râdă viclean. Naiva și prostuța mea, prințesă! Tocmai m-ai ajutat să-mi îndeplinesc dorința! S-a dovedit că acele suflete nu erau ființe cu inimi blânde, ci demoni magici creați de Meris și capturați de rege. Cu ani în urmă, Meris le-a ordonat acelor spirite malefice să o atace pe regina Elena, cu scopul de a obține colierul magic de mărgele, crezând că va deveni cea mai puternică ființă din lume. Intervenția la timp a regelui a distrus planul, dar ea a pecetluit cu viclenie o forță întunecată în interiorul reginei, apoi a scăpat. Nimeni nu bănuia că ea a stat ascunsă în tot acest timp sub deghizarea unei servitoare, dorind să recapete puterea spiritelor malefice și să ia colierul magic de mărgele. Ea a profitat de neînțelegerile dintre rege și fica lui pentru a-și deplini planul sinistru. Femeie vicleană, m-ai înșelat pentru ambițiile tale rele! Meris era încântată de succesul ei, a bătut din palme, chemând înapoi spiritele întunecate care s-au transformat în entități malefice terifiante. Spiritele malefice s-au adunat în jurul lui Meris, oferindu-i o mare putere. Meris și-a folosit magia pentru a o răni pe Midori și a luat prețiosul colier de mărcele. Era pe cale să o elimine pe prințesă, când deodată regele s-a năpustit să-și protejeze fica. Regele era furios că fica lui a căzut în capcana lui Meris. El o iubea și voia să aibă grijă de singurul său copil. Meris! Ea a fost cea care a folosit magia pentru a o blestema pe regina Elena în timp ce era însărcinată cu tine. De aceea ai pielea verde și ciudată, iar eu nu am vrut să ai aceeași soartă ca mama ta. Nu-mi vine să cred că în tot acest timp ai fost chiar în fața mea. Ți-ai dat seama abia acum, dar deja e prea târziu. Acum eu dețin cele mai puternice suflete malefice. Și acest colier magic de mărgele
Ce ai putea să mi mai faci? Dar tu știi măcar ce este cu adevărat acel colier magic de mărgele pe care îl ții în mână? Într-o clipă, colierul de mărgele din mâna Marisei s-a transformat în apă și s-a risipit. Când ți-ai arătat adevărata față, eu deja schimbasem prețiosul colier. Chiar credeai că te voi lăsa să pui mâna pe acest colier de mărgele valoros? Mary s-a atacat-o cu furie pe prințesă, dar regele și-a protejat fica într-o secundă. Regele a fost rănit și a căzut în mijlocul haosului din jur, protejat de acțiunile fiicei sale. Nu i-a spus asta niciodată, dar el a iubit-o întotdeauna necondiționat pe prințesă. Întotdeauna am fost mândru de tine, draga mea. Prințesa Midori se uita la tatăl ei rănit și regreta toate neînțelegerile lor din trecut. Și-a dat seama că trebuia să fie puternică. Ținând colierul de mărgele în mână, Midori a invocat sufletele strălucitoare, absorbindu-le în ea însăși, iar puterea i-a crescut foarte tare. Marisei nu era teamă de prințesă, continua să-și bată joc de ea și să o disprețuiască ca pe o fată slabă. Ești atât de slabă și... Înainte ca Mary să-și poată termina propoziția, lumina dreptății a prințesei Midori a cuprins-o, prevenind orice contraatac. Mary s-a fost capturat într-un recipient de sticlă și nu mai putea să scape niciodată. După ce și-a învins inamicul, prințesa Midori s-a apropiat de tatăl ei rănit. Sacrificiul lui a făcut-o pe Midori să-și dea seama că trebuie să fie mai puternică. Prințesa Midori a decis să părăsească palatul, urmând calea mamei ei. Aceea de a călători pentru a ajuta oamenii din întreg regatul. Reputația ei s-a răspândit departe. De atunci oamenii nu o mai disprețuiesc și nu se mai tem de ea din cauza pielii ei verzi. În tărâmul pietrelor prețioase, descendența diamantelor era cea mai puternică. Erau pietre prețioase magnifice, care iradiau o frumusețe strălucitoare și posedau o durabilitate de neegalat. Din păcate, după un cataclism vulcanic din secolul trecut, regele diamant galben și regina diamant roșu și-au dat totul pentru a construi o barieră de diamant de neclintit. Odată cu plecarea lor, au lăsat în urmă două fiice nefericite, Sparkle și Adiamantul Roz. Sparkle, cea mai tânără, ajunsese la maturitate, dar rămânea încă un diamant brut. Având o cicatrice proeminentă, semn al calamității de demult. Acest defect i-a afectat profund încrederea de sine și avea un sentiment de înstrăinare. Spre deosebire de Sparkle, sora ei mai mare, diamantul roz reprezenta atât frumusețea cât și autoritatea din regat. Ea a urcat pe tron, succedându-i părinții. A domnit peste tărâmul pietrelor prețioase timp de veacuri. Diamantul roz era exigentă cu Sparkle, considerând că defectul îi limita potențialul. Sparkle, grăbește-te la forja de foc pentru antrenament! Transformă-te într-un diamant pentru a elimina cicatricea, nenorocirea descendenței. Surioară, ești foarte dură cu mine! În ciuda eforturilor mari, succesul nu apărea, indiferent cât de mult încerca Sparkle. Adevărata poveste a început într-o zi când Sparkle a dat peste un volum antic. E posibil ca vulcanul dezactivat de părinții noștri să dețină adevărata magie? O magie care ar putea să-mi elimine cicatricea de pe față! Cu entuziasm, Sparkle i-a povestit descoperirea ei diamantului roz. Nu, locul acela e periculos. Mulți au pierit din cauza creaturii care trăiește acolo. Dar Sparkle își dorea să-și demonstreze puterea și să-și creeze propria cale, iar asta a motivat-o. Așadar, chiar în acea noapte, ea a pornit spre vârful vulcanului însoțită de smarald și safir. Și ele erau pietre prețioase marcate de imperfecțiuni, ceea ce le-a forțat să se izoleze. Au găsit o modalitate de a păcăli diamantele soldați. Dacă nu vom face asta, vom fi privite întotdeauna cu dispreț! Dacă nu vom face asta, vom fi privite întotdeauna cu dispreț! Nu te teme, Sparkle! Vulcanul e inactiv de secole bune! Nu există niciun motiv pentru a erupe acum. Într-adevăr, tot ce trebuie să facem este să mergem acolo
să ne vindecăm cicatricile, apoi să restabilim bariera originală de diamant. După ce au stabilit planul, Smarald și Safir și Sparkle și-au unit forțele și au extras energia din lumina lunii pentru a crea o explozie răsunătoare. Ce e asta? Probabil e fapta acelui trio nefericit. Liniștiți-vă cu toții! Singură, ea nu a putut să repare bariera, pentru că fusese construită de părinții ei și avea nevoie de multă magie pentru a fi reconstruită. Soldați, protejați bariera, eu voi căuta cele trei fete. Smarald, Safir și Sparkle au călătorit toată noaptea pentru a ajunge la muntele de foc. Smarald, Safir, ajutați-mă să fixez frânghia, mă voi afunda în muntele de foc. Acolo a văzut o fiară adormită ce stătea sub niște bolovani colosali. Sparkle a continuat să se legene cu grație pe frânghia delicată, ceea ce le făcea pe Smarald și Safir să se chinuie din greu să o țină suspendată de sus. Din păcate, Sparkle s-a lovit de stâncile zimițate, eliberând monstrul din neatenție și trezindu-l astfel din somn. Lava aștepta și ea momentul pentru a erupe. Smarald și Safir au fost trase în jos de frânghie împreună cu Sparkle. Cele trei aveau cicatrici și răni vizibile. Temperatura continua să crească. Dacă mai stăteau mult, acolo urmau să se topească. Monstrul s-a repezit să le atace, dar diamantul roz a apărut și a creat un scut uriaș. De ce nu m-ai ascultat și te-ai aventurat singură în acest pericol? Nu știai că ambii noștri părinți s-au sacrificat pentru a construi bariera împotriva lavei? Tu ai fost vreodată alungată sau respinsă surioară ca să poți înțelege ce simt eu? Întotdeauna m-ai făcut să mă simt nedemnă de a fi un membru al familiei diamantelor. Am fost mereu conștientă de defectele mele. Odată ce îmi voi vindeca această imperfecțiune, voi avea potențialul de a deveni un diamant. Vreau să fii mândră de mine, e chiar atât de greșit? Creatura monstruoasă a distrus scutul adunându-și puterile și era gata să sufle foc pe diamantul roz. Sparkle! Cu toate acestea, monstrul nu a fost rănit și s-a ridicat deodată spre cer. A părăsit muntele vulcanic și se îndrepta spre sat. Lava se ridicase deja destul de sus. Vulcanul putea să erupă în orice moment. Cele trei s-au întors în regatul pietrelor prețioase, îngrozite de devastările provocate de monstru. În spatele lor, valurile de lavă se repezeau în regat fără oprire. Smarald și Safir, împreună cu alte pietre prețioase, au construit un zid temporar pentru a acoperi gaura. Între timp, diamantul roz a încercat să calmeze furia monstrului. De pe capul creaturii s-a desprins o mască de piatră, dezvăluind o cicatrice. Eliberează-i pe cei nevinovați! Să eliberez? E vina voastră a tuturor că eu am devenit așa! Cu 100 de ani în urmă, acea creatură era cuarț, un cuarț curcubeu care trăia în regatul pietrelor prețioase. Cu toate acestea, din cauza unui accident, a rămas cu acea cicatrice pe față. Oamenii de atunci l-au alungat, inclusiv regele și regina. Cu toții credeau că va aduce numai rușine regatului. Cuarțul a mers pe muntele vulcanic pentru a-și repara cicatricea de pe față, dar acțiunile sale au dus din greșeală la erupția vulcanului și a rămas prins sub bolovanii uriași. Cuarțul curcubeu a rămas acolo luni de zile. Ura lui a crescut și l-a transformat încet, încet într-un monstru. Cuarțul a fuzionat cu muntele vulcanic și a câștigat controlul asupra acestuia. Cuarțul credea că oamenilor din tărâmul pietrelor prețioase le păsa doar de aparențe.
așa că a reactivat lava, dorind să-i înfrângă pe toți. Diamantul Roz și-a dat seama care era adevărul și s-a uitat la el și la întregul popor cu tristețe. Chiar atunci, Sparkle s-a transformat într-o ființă divină. Un diamant curcubeu cum n-a mai existat niciodată până atunci. Sparkle, încă ești în viață! Când am căzut în lavă, am îndurat multă durere și căldură extremă. Dar cicatricea de pe fața mea a fost cea care a absorbit toată puterea lavei și a deblocat forma puternică a diamantului curcubeu. Nu ar trebui să ne mai ascundem imperfecțiunile, pentru că ele nu ne fac mai slabi, ci mai puternici. Pietrele prețioase s-au uitat unele la celelalte confuze. Ele și-au cerut scuze de la Sparkle și și-au îndepărtat și ele bandajele pe care le aveau pe corpuri, dezvăluind că și ele aveau numeroase zgârieturi, la fel ca Sparkle. După accidentul vulcanic, fiecare cetățean piatră prețioasă din regat avea defecte, dar toți oamenii au ales să-și ascundă cicatricile cu bandaje, temându-se că vor fi priviți cu dispreț. Dar datorită lui Sparkle și-au dat seama de greșeala lor și s-au grăbit să îmbrățișeze creatura, oferindu-i dragoste. Ne pare rău! Atins de dragostea oamenilor, trupul monstrului s-a deschis. Bărbatul și-a abandonat forma monstruoasă pentru a reveni la sinele său original de cuarț curcubeu. Îmi pare rău, părinții noștri aveau așteptări prea mari de la mine și din acest motiv am pus și eu prea multă presiune pe tine. Ambele surori și-au înțeles inimile. De atunci, ținutul pietrelor prețioase nu mai discrimina în funcție de defectele din exterior. L-au primit înapoi în regat pe curațul curcubeu. Sparkle și Diamantul Roz au devenit regine și au creat o societate bazată pe egalitate. Toți trăiau fericiți împreună. Povestea de astăzi se încheie aici! Apăsați pe butonul de abonare al UOA Fairy Tales pentru a descoperi mai multe povești minunate și pline de căldură! Ha ha ha!